Salut! În episodul de astăzi am venit în Bath, printre altele și cea mai veche stațiune balneară romană de pe teritoriul provinciei Britania, adică de pe teritoriul Angliei de astăzi. Să mergem să vedem despre ce e vorba. Salut și bine ne-am întâlnit la episodul următor. Cum spuneam și mai devreme, am venit în Bath și vom vedea 6 motive pentru care ne place să vizităm acest oraș. Hai să începem cu primul. Situate chiar în inima orașului, băile romane din Bath reprezintă una dintre cele mai populare atracții turistice din Marea Britanie, cu importante semnificații istorice. Izvoarele termale din acest loc au fost exploatate de romani încă din anul 60, când au creat aici un important templu religios și un centru spa dedicat zeiței Sulis Minerva. Căzute în ruină și readuse la viață de mai multe ori în ultimii 2000 de ani, vechile băi romane încă păstrează o mare parte din bazinele originale și din sistemele de pompare și de scurgere a apei. De fapt, acest loc a funcționat ca bazin public până în anul 1978, când în notul în aceste bazine a fost interzis din motive sanitare. Clădirile și statuile care decorează acum vechile băi romane din Bath au fost construite în secolul XVIII. Malurile râului Avon reprezintă locul perfect pentru o plimbare de după amiază când vrei să te pierzi de sutele de turiști care împânzesc orașul. Cei mai sportivi dintre voi puteți încerca o tură de paddleboarding, iar cei mai leneși dintre noi putem să savurăm un vin la bordul unei dintre vaporașele turistice care oferă mini-voiaje pe apele râului Avon. Orkney Bridge este o bijuterie arhitectonică construită în anul 1774, poate unul dintre cele mai frumoase și mai romantice poduri din Marea Britanie. Este unul dintre cele 4 poduri din lume cu ambele laturi complet ocupate cu spații comerciale și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Orkney Bridge este locația sinuciderii lui Jover în varianta din 2012 a filmului Les Misérables cu Hugh Jackman și Russell Crowe. Biserica Bath Abbey este o fostă mănăstire anglosaxonă, construită în anul 757 și desfințată de cuceritorii normanzi care, în anul 1090, au început construcția unei catedrale. În 1499, regele Henry al VII-lea a ordonat construirea unei biserici pe locul catedralei acum în ruină. Construcția bisericii pe care o vedem astăzi a durat 120 de ani până în anul 1616, timp în care și-a pierdut și statutul de catedrală, rămânând o simplă biserică. Bath abia ascunde o mulțime de secrete arhitecturale și istorice care abia așteaptă să fie descoperite. O plimbare prin Bath poate fi o gură de aer proaspăt pentru cei care s-au săturat de arhitectura tipic britanică și de clădiri din cărămidă roșie. Chiar dacă în ghidurile de călătorie se vorbește de arhitectura georgiană a orașului, Bath are poate cea mai europeană arhitectură și, pentru câteva momente, îți poți închipui că ești oriunde în Europa. În București, în Berlin, în Paris sau, de ce nu, în Brăila. Ultimul punct pe lista noastră de astăzi este Jane Austen Center, un muzeu dedicat celebrei scriitoare care a locuit câțiva ani în acest oraș. Și, înainte să treci la videoul următor, nu uita să dai like acestui video și să te abonezi la canal. Mulțumesc! Pa!